Cursurile de prim ajutor s-au desfășurat în incinta școlii gimnaziale numărul 11 din Drobeta Turnu Severin. Cele 17 tinere au învățat astăzi tehnici de acordare a primului ajutor. Au fost prezentate demonstrații practice și modalități de intervenție pentru salvarea victimelor. Noi vrem să o punem în poziție laterală de siguranță până la sosirea ambulanței. Și iată manevrele pe care... Da. Foarte bine. Pentru respirația artificială și o aplicăm cuprinzând și gura și nasul și cu o piesă de unică utilizare se fac insuflațiile pentru în loc de respirație gură la gură. Foarte utile. Din păcate nu se găsesc la noi în magazine. Sunt venite ca și material didactic prin filialele de Cruce Roșie. Oricine poate și este binevenit să învețe aceste cursuri, să le facă, pentru că, la urma urmelor, avem o rudă, avem un vecin, avem un coleg de serviciu căruia îi se poate întâmpla ceva, orice, și noi trebuie să fim în stare să le acordăm primul ajutor, adică ce vor învăța cursanții, cum să acționeze în primele 3, 5, maxim 8 minute, pe victima care a suferit un accident, indiferent de ce natură, rutier, calamități naturale, adică inundații, cu tremure sau căderi de la înălțime, indiferent ce, să asigurăm manevrele până la sosirea ambulanței sau, aș zice, organelor competente, pentru că vorbim și de poliție și de descarcerare, fie după caz. Voluntarii de la Crucea Roșie, câștigători ai concursurilor de prim ajutor, s-au bucurat să poată împărtăși tainele acordării primului ajutor colegilor mai mici. Încă de când am început să fac cursuri de prim ajutor, am învățat foarte multe lucruri bune care mi-au folosit în viață, chiar m-am întâlnit cu situații de genul și am știut cum să acționez. Și aș ruga toți tinerii și nu numai tinerii, ci și oamenii mai în vârstă să învețe câteva tehnici de bază în acordarea primului ajutor. Sunt benefice până la urmă aceste cursuri? Da, normal, pentru că niciodată nu se știe cu ce situații ne putem întâlni. Este cursul de prim ajutor de bază organizat de filiala de Cruce Roșie Mehedinți. Știți că am spus la dumneavoastră în direct când am fost că se va derula azi la școala generală numărul 11 și avem 17 cursanți. De la Drobeta, Orșova și Herculane. Fete, toate. Au răspuns, așa cum vă așteptați, solicitărilor dumneavoastră, inițiativei dumneavoastră de organizare acestor cursuri? Sunt interesați tinerii să învețe, să ofere primul ajutor? Și tineri și tinere. Și trebuie să fie foarte interesați, pentru că trebuie să știe să acorde primul ajutor la nevoie. Cursurile de acordare a primului ajutor sunt contra cost, tarifele sunt însă modice.